dimineața, a venit Moșu, a venit Moșu. S-a sunat căzut biscuiții. Eu nu mi-am curățat ghetuțele și totuși Moșu a venit. Deci ceea ce mi s-a spus când eram mic a fost o minciună crasă. Imediat ne uităm să vedem ce avem aici. Eu m-am întors de la sală. V-aș fi arătat de dimineață, de când am văzut, gen de la 6, de când m-am trezit. Dar ne grăbeam, evident. Și am zis că lasă, că ajung eu acasă și puf! Și vă arăt atunci ce am primit. Ne uităm împreună. Mă rog, eu m-am uitat deja, să nu credeți că am așteptat. Da, și nu știu ce e cu mine, de încurge nasul. Parcă totuși nu s-a alergii. Și tare mi-e teamă că am răcit. În ultimul timp m-am întâlnit cu foarte mulți oameni răciți. Și nu am mai răcit de foarte, foarte multe luni. Eu oricum nu răcesc des, nu genul de persoană care să răcească, să tușească, să... Eu sunt cu alergiile de obicei. Sper să nu fie asta, dar da. Da, tot sunt tot trag nasul pentru că îmi simt așa foarte iritat. În fine, hai să vedem. Deci avem așa, Moșu a venit cu biscuiți, cu securi cu ciocolată de la Milka. Cu chestiile astea bune. Giotto. For extraordinary coffee moments. Sunt niște alune de pădure într-o... E bun rău. E bun tare de tot. Am și uitat de ele. Nu să mai iau dulciuri 5 luni. O ciocolată de la Milka cu Oreo. Două ciocolățele Kinder Country. Îmi plac foarte mult ciocolățelele astea. Moșu știe. Așa. Îndesate aici am și... de-astea... Tot nu e să zic nectarine. Clementine, pentru că din nou Moșu mă cunoaște. Mie mi se pare, adică eu mă bucur foarte tare de fructe și nu aș vedea să primesc de la... Adică aș prefera fructe în loc de dulciuri. Dar dacă sunt și fructe și dulciuri, e perfect. Când locuiam cu bunica mea și venea Moșu la bunica mea, venea cu un kilogram de portocale pe care îl punea lângă cizme, pentru că în cizme nu-mi căpă. Așa. Kinder Choco Bones din astea. După astea nu pot să zic că mă omor neapărat, nu mi se par extraordinare. Ce-i cu farina? Raffaello. Bun, 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 ne place. Un Kinder, un nou din ăsta Kinder, care e de mâncat cu lingurița, dacă nu mă înșel. Moșu m-a auzit că mi-era poftă, am zis de... da, e din ăla cu lingurița, uite, are lingurița aici. Opa. M-a auzit de când am fost în supermarket. Nici nu știu. Ieri? Nu ieri. Am văzut o Kinder și mi-era foarte poftă, dar mi-am luat. Și m-a auzit Moșu și mi-a adus și mai am câteva nectarine, cum le zic eu, aparent. Clementine. Da. A venit Moșu dimineața asta foarte drăguț. Foarte drăguț. Trebuie neapărat să mă uit în cutia care e sus acolo cu decorațiuni și chestii. Că vreau și eu să decorez un pic, să simt spiritul sărbătorilor. Că parcă nu prea simt. Și aș vrea să simt și niște mâncare în stomac, pentru că m-a luat o foame la sală. Azi am făcut biceps și spate și de dimineață când m-am trezit, am mâncat vreo două nectari... două clementine, de ce? Sunt defectă în viața asta. Vreo două clementine și de la citrice mă ia foame și mă roade stomacul, deci nici nu vine să mănânc tot frigiderul, nici nu știu cu ce să încep. O să-mi fac, cred că, două fierte și mă fac și cât se fierb ouăle, fac o felie de pâine cu humus. După aia mă pun, editez. Am primit mesaj, deci cred că vine astăzi haina, așa cum probabil m-ați auzit în vlogurile trecute, că am anticipat. Și poate o să mai dorm, nu știu, vreo oră, două, că am dormit puțin azi noapte. Am dormit, de fapt, vreo 6 ore, cred. Și după aia când mă trezesc o să mănânc și un bol de ovăz cu afine. Ăsta e planul meu momentan. Trebuie să mănânc ovăz cu afine. Ah, ovăz trebuie să mai îmi cumpăr, că nu mai am. Și am o de aia de afine, că altfel astăzi mâncam ori grișul proteic, că am un griș proteic de la, luat de la Kaufland, sau beam băutura proteică luată ieri din Lidl. Dar trebuie să mănânc ca să mănânc afinele să nu se strice. Mă rog, pot să le mănânc și așa, dar merg foarte bine cu ovăz. Da, mă ridic de aici și mă pun să-mi fac micul dejun. Mulțumesc, Moșu! Merry Christmas, we'll have this here.
venit coletul de la Zara. A venit coletul de la Zara. El e. Scrie Zara pe el, dar nu știu cum să vă arăt fără să-mi vedeți adresa totuși. Zara. Uhu! V-am zis eu că vine mai devreme. Știam eu, deci n-avea cum, frate, n-avea cum să vină peste 500 de ani, având în vedere că am dat comandă, deci n-avea cum, era clar o eroare, deci dacă dați comanda asta, perioada asta comenzi la Zara și vă scrie că ajung peste o săptămână și e o eroare, zic eu, părerea mea, experiența mea. Foarte fericită sunt, pachetul mi se pare mic, având în vedere că e îndesat un vitai hăinoiu aici și, da, mi se pare că nu știu, dar sper că nu mi-au greșit comanda. Începe paranoia. Acum deschid cu cutter-ul. Asta fac. Ok. Ele. A venit! A venit! Oh my god! Mi-e so happy. Cam așa. Ia uitați-l. Ia uitați-l. Miroase a haină nouă. I'm so happy. Deci așa frumos miros și nu că... Nu că-mi fac complimente singură sau ceva, dar m-am dat mai devreme cu un parfum. Mă foiam pe aici că m-am machiat, am terminat să mă dau cu ruj, m-a sunat curierul și a zis că vine în câteva minute și eram pe aici, mă foiam. Și mi-am dat seama că astăzi după duș nu m-am dat cu parfum și miros doar la untul de corp de la The Body Shop cu care m-am dat după duș. Și am zis, hai cu ce mă dau, cu ce mă dau și am văzut parfumul ăla care miroase portocala aia zemoasă și dulce și m-am dat un singur puf pentru că e genul de parfum pe care nu prea-l mai simți, fiind foarte fresh, foarte fructat, așa citric, așa că prefer pe parcursul unei zile să mă dau de mai multe ori cu câte un puf și să simt, practic, să reîmprospătez. Vai, și așa frumos miroase, deci la dor, este un parfum extraordinar și pentru vară și pentru iarnă, deci e exact miros de Crăciun, dar e și miros de cocktail. O să vi-l arăt imediat, deocamdată, da, asta e haina. Mărimea mea este XS, el costă 550 de lei și este din 100% poliest. Cu dublură de poliester și viscoză. Este un e o culoare atât de frumoasă, deci efectiv nu puteți să ziceți că nu e frumoasă. Are cordul la mijloc, dar mai multe veți vedea în momentul în care îl voi proba, care va fi chiar acum. Trebuie să-mi dau jos de pe mine salopeta asta. Cam așa arată. Îmi place foarte mult faptul că vă uitați la mine și probabil vă întrebați, gen, mă vedeți pe stradă, da? Și merg eu acolo ca o cucoană. Pam, pam, pam. Și vă întrebați, e în hala de casă? E în haină de stradă? Cine poate ști? E un mister. Doamne, foarte mult îmi place. Mi se pare că am luat o decizie foarte bună când l-am luat. Deci mă imaginez mergând așa pe stradă și fiind frig afară și eu gen... Mi-e frig la gât, îmi pun ăsta, pac, pac, merg pe stradă, pot să-mi iau rochie, pot să-mi iau fustă de toate lungimile, pot să-mi iau plover, pot să-mi iau blugi, pot să-mi iau tot ce vreau eu. Cam așa, pisicile au luat stăpânire, au pus stăpânire, n-au luat stăpânire pe cutie, micuț văd că a abandonat, dar puf încă e acolo. Da, foarte drăguți, îl găsiți în continuare la Zara, e colecția actuală și mi se pare, nu știu, îmi place foarte mult, efectiv mă face fericită, v-am zis, știu că poate nu e cel mai feminin, nu e cel mai, habar n-am, dar e călduros. E fain, e pufos și îmi place culoarea, mă face fericită și mi se pare că mi se potrivește culoarea asta la piele, păr. Arată super bine și mă gândesc că o să arate bine și cu fularul acela Animal Print. Foarte fericită sunt azi și știu și ce titlu o să pun la clip. Voi pune titlul A venit moșul și a venit și pardesiu, haina, cum o să scriu eu, deci... Da, cred că o să stau în el în casă, pentru că se potrivește, ce naiba, am dat bani pe el. Stau cu el în casă, stau cu el și afară și vă imaginați, dacă mă sună acum Andrei și zice coboară, mă rog, e la muncă, dar să presupunem. Zice coboară să mergem nu știu unde, eu pac, cobor direct, adică nici mă mai chinui. Mi se pare minunat. Hai să vă arăt și parfumul despre care v-am zis, îl știți, am și varianta asta mică. Atelier Cologne, nu vrea să pună focus, haide, haide, știu că vrei. Știu că vrei, nu vrei? Hai măi! Dumne ferește! Atelier Cologne Orange Sanguin, el e. Mai am aici cam, nu știu, ăsta are cât 10 ml, vreo 4 ml am, nu știu. Și am și varianta aceasta, mă bucur foarte tare, cam așa arată. Băi, dar nu vrea focus deloc, e lumina proastă de aia. Tot apăs cu nasul, să știți ce m-aș face fără nas. Cine n-are nas să-și cumpere, stați. Da, și eu încă sunt în pardesiu ăsta, mă vedeți. Da, în ăsta nu știu cât am. A, mai bine de jumate. Sau nu? A, cam jumate.
Ador, 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 ador. Și dacă tot vorbim de parfumuri pe care le ador, ia uitați cât am consumat din acesta. Gloria Perfume Boss Girl Dupe după Baccarat Rouge. Și arată ca Baccarat Rouge. Jumătate. Ha? Cam jumătate. Îl ador, este senzație. Foarte mișto. Și cam asta am purtat în ultima vreme, sincer. Seara mă dau cu ăsta de la Ariana. Uneori, uite, și pe ăsta ar trebui să-l mai folosesc. Ăsta e parfumul meu de sală, să știți. E un miros pe care îl asociez cu sala. Acum se numește I Am Trash. De la Etat Libre d'Orange. Sper, cam așa. E parfumul, mă dau cu câte două pufuri dimineața când merg la sală și îl simt pe tot parcursul antrenamentului. Parcă se intensifică, așa mi se pare, adică îl simt bine de tot. Și e parfumul meu de sală. Doamne, ce m-am încălzit în chestia asta! Mănânc ultima porție de sarmale, mă rog, ultima mea porție de sarmale, că au mai rămas 8. Și mănânc eu 4 și Andrei 4. Acum, nu știu dacă el o să vrea să mănânce diseară paste, pentru că diseară fac faimoasele mele paste carbonara. O să vă arăt și vouă rețeta, adică o să le facem împreună. Dar da, mi-au mai rămas 4 sarmale și vreau să mănânc aici pe canapea și stau cu micuț. Uitați-vă la ea. Îmi place să stea pe păturică. Ca o prințesică, da. Azi e mai cald, dacă pot să zic așa. Sunt 10 grade sau ceva. Deci, e bine. Mă rog, acum scrie că sunt 8 grade. Ia uitați, București. Ce ciudat se vede ecranul. București 8 grade. Dar a fost mult mai frig zilele trecute. Și de asta, am permis să stau în halat cu picioarele pe afară și să nu mor de frig. Super. Hai să deschidem și ușița de astăzi în calendarul advent. Până la urmă m-am îmbrăcat, că m-a luat frigul. Azi suntem în 6, nu? Opa, puf, scuze. 6, sper să pot eu să fac asta cu o mână. A vegan formula with camellia oil for colorful lips. Opa, ceva de buze. Ruj, balsam. Ce ar putea fi? Ia. Cred că e balsam, nu? Yves Rocher. Ruj elixir satin. Ok. E sigilat. Nu știu dacă să-l deschid, că eu balsamuri de-astea de buze colorate nu prea folosesc. Și parcă n-aș vrea să-l deschid, aș vrea să-l dau cadou. Cred că oare e roșu ca ăsta? Cum e partea asta? Mă rog, fiind balsam oricum nu-i probabil foarte pigmentat, dar... da, drăguț! Punem la loc cutiuța. Și închidem foarte frumos calendarul ăsta. Nu știu, cred că în fiecare clip mă minunez de el, dar super drăguție. Am căutat pe Google și am găsit. E ruj în toată regula, ia uitați-l. Și probabil e roșu și e satin. Tare. Semăna balsam, dar nu, e ruj. M-am apucat de făcut paste, mi-am dat seama că eu am mai făcut paste din astea carbonara aici pe vlog, că s-a luat cineva de mine, că pastele carbonara nu au smântână. Ce să vedeți, eu pun smântână la pastele carbonara pentru că sunt rebelă. Primul pas, pun pastele la fiert cu sare și cimbru. Am aici pastele acestea, sunt foarte interesante. Vedeți? Cam așa arată. Aș fi preferat să am mai multe paste din astea, stați așa, din astea. Dar din păcate am doar câteva. Calețione. Probabil, fettuccini, pentru că vedeți cum sunt, merg numai bine cu un sos așa foarte cremos, dar din păcate am doar câteva. Ia să vă arăt, vedeți, și nu mi-ar ajunge, dar în spatele lor, în dulap, am găsit pastele astea pe care vi le-am arătat și le voi face pe acestea. Gustul e același, textura o să difere, ia să vă trebuie să fiarbă 12 minute să fie al dente, deci o să le las un pic mai mult. Și, da, aștept să fierbă apa și adaug toată această cutie. Am pus pastele la fiert, sper să nu iasă de aici. Adică să încapă în chestia asta, să nu... Știți că ele își măresc un pic volumul, să nu mă trezesc că explodează. Și acum în tigaia aceasta, fără să pun nimic, ulei sau altceva, voi pune șunca asta. Și o voi lăsa să se călească. Asta a ales Andrei. Eu să știți că intenționam să fac paste din alea, doar cu brânză.
dar el a zis că ar vrea carne și e ok că și astea îmi plac, nu e ca și cum. Și să aibă carne din piele. Cărnița asta s-a rumenit. Miroase așa de bine în casă, miroase a calorii și a colesterol. Și vedeți că au lăsat aici ceva grăsime. Ok, și acum o să pun smântână. Am aici smântână lichidă de 20%. A trebuit să cumpăr de la ceva prăzar, că la Lidl v-am zis că nu am găsit. Se pare că nu au smântână lichidă la Lidl. Au doar smântână lichidă pentru frișcă. Și o să pun toată chestia asta, pentru că ne plac pastele cu mult sos și foarte cremoase și, nu știu, s-a plâns vreodată cineva care prea mult sos în paste? Nu cred. Și acum o să las pe foc ca să se gătească smântâna. Și când pastele sunt aproape fierte, o să le opresc și o să le adaug și pe ele aici ca să stea să se gătească împreună și o să pun, cred că, și vreo 2-3 linguri de apă de la paste ca să mai fiarbă aici împreună un pic. Mi se pare că ăsta e secretul și, de asemenea, gălbenușul de la final mi se pare că face o mare diferență. Din păcate am un singur ou, că aș fi pus 2 gălbenușuri, dar mă descurc și cu unul. Și acum am adăugat pastele aici și încorporez. Da, fiindcă au gaură în mijloc, sunt mai voluminoase decât celelalte. Dar partea bună e că intră sos în ele și uitați cât de multă carne e. Ioi, o să fie mai multă carne decât sos, dar arată și miros foarte, foarte bine. Iar ultimul pas, adaug gălbenușul, după ce am închis focul, și o să-i dea un gust bun, o să-i dea culoare, o să-i dea cremozitate. Gălbenușul ăsta de la final e minune și v-am zis, la cantitatea asta de paste ar fi trebuit 2 gălbenușuri, dar nu mai am ouă. Am vrut să luăm ieri de la Lidl, erau pe listă, dar din păcate n-aveau decât cu cifra 2, cred. Și am zis că, what the fuck, nu cumpăr ouă cu cifra 2. Noi luăm tot timpul cu cod 0 sau cod 1. În ultimul timp doar cu cod 0, că în Auchan ai super multe opțiuni. Și în Kaufland la fel, dar în Lidl, aparent, de data asta cel puțin, nu aveau decât cu cod 2. Și gata, astea sunt pastele. Nu le-am pus sare deloc, pentru că nu știu cât de sărată e cărnița asta și o să aflu acum când le gust. Și o să ne adăugăm parmezan în farfurie. Da, micuț! Da, da. Și nici nu știu ce voiam să zic, că m-am întrebat, micuț. Că n-am pus sare și că ne pune parmezan. Și cam asta. Am terminat de mâncat și am mâncat și fistic. Am mâncat paste. Și stau acum cu micuț în pat, ne relaxăm puțin, îl așteptăm pe Andrei să vină de la duș. Și a gătit și el în seara asta, a făcut, face friptură la cuptor cu legume, gen e pur și simplu carne de porc, de fapt știți că ați văzut ieri, carnea de porc pe care am luat-o ieri, a condimentat-o super bine, l-am ajutat și eu, a pus-o în cuptor în tava de Iena, cea nouă pe care am cumpărat-o când a făcut mama cremă de zahăr ars, am luat-o din Kaufland și am facem în ea friptura. Și pe aragaz în tortigaie de asta adâncă, care seamănă cu un wok, face legumele alea congelate, nu le face mare lucru, doar le-a pus în tigaie cu un pic de ulei și acum a pus apă ca să și fiarbă. Nu mă mușca măi. Și cât el a dus, el trebuie să am grijă de legume, dar e cam greu cu micuț aici. Da. Voiam să fac încheierea pentru clipul ăsta. Seara asta cred că ne culcăm un pic mai devreme. El cu siguranță, mă rog, și eu vreau să mă culc mai devreme, gen la maxim 11 să dorm. Pentru că sunt un pic obosită și voiam să vă zic că ne-am apucat să ne uităm la Wednesday. Suntem la episodul 2 minutul 28. E drăguț, știu că e foarte, foarte popular în momentul ăsta acest serial și ne-am apucat și noi tocmai pentru că am auzit că ar fi foarte fain. Și e chiar drăguț până acum, îmi place, e relaxant, dar e și interesant, mi-aduce și așa un pic aminte de copilărie, pentru că când eram mică mă uitam pe Jetix la familia Adams și știu că îmi plăcea, mă speria puțin, că eram destul de mică și mi se părea așa un pic creepy, cum sunt ei ciudați. Și cu ocazia asta, cu ocazia serialului, mi-am amintit și că anul trecut, prin toamnă, cred,
Anul trecut. Anul trecut, prin toamnă, am fost cu Nico la cinema, Nico, dacă îți mai amintești. Știi că am fost la desene, gen la film animat cu familia Adams. Deci mă știu despre ce a fost vorba, dar mi-am amintit acum random. Uitați-mi complet de filmul ăla. Da. Cam atât pentru astăzi. Eu mâine am programare la unghii. Abia aștept să merg. El seara se întâlnește cu niște foști colegi de muncă. Deci să văd ce activități îmi rezerv pentru seară. Sincer, n-am mai citit de o săptămână, cred. N-am mai pus una pe o carte de miercurea trecută. Da, trebuie să fac neapărat chestia asta. Se vede că am început o carte care nu prea îmi place și din cauza asta n-am avut așa chef de citit. Dar trebuie neapărat să fac ceva. Fie citesc cartea asta, nu știu, măcar citesc de 5 pagini pe zi din ea și citesc în paralel și altceva. Fie nu știu ce să fac, dar nu se mai poate, așa că am atât de multe cărți de care sunt atât de entuziasmată și nu e posibil să nu citesc pe bune, deci e culmea. Am fost și destul de ocupată, ce e drept, am avut și momente de-astea libere, adică aș fi putut să-mi fac timp, logic. Dar preferam să fac alte chestii, nu știu, azi mă gândeam, zic, hai să citesc. Și pe aia am zic, dar sunt rufe în mașină, hai să mă duc să strâng rufele, vă dați-mă, chestia asta a durat cât 15 minute. După aia zic, ia, mai bine să-mi fac și niște ordine în dulap și chestia asta mai dură doar 15 minute și până la urmă s-a făcut mai târziu și a trebuit să mă apuc să gătesc ca să fie mâncarea gata când vine Andrei, că bunea încă vine înfometat. Și da, vorba de priorități și de cum ne facem timp pentru chestii. Gata, noi vă lăsăm, vă pupăm, vă mulțumim că v-ați uitat la clipul nostru și abia așteptăm să ne vedem și mâine. Zici tu ceva, micuț. Micuț ne tratează cu... Ah, bă, nu.